Salutare, salutare, Tauro pe zonă, bine v-am regăsit la un nou sezon, sezonul cu numărul 2 în sufragerie. După cum bine ați văzut, avem locație nouă, da, o să filmăm într-un barbershop, o să vedeți mult mai multe chestii foarte frumoase și interesante. O să avem un invitat super fresh, abia aștept să dăm drumul la nebunie. După cum ați văzut, tricou cu noul nostru logo, da, Tauro, cred că și seamănă, sper să vă placă, o să lăsați acolo în comentarii. Nouă ne-a plăcut și l-am ales pe ăsta. Astăzi vine cam așa treaba. Eu împreună cu Albert, da? Albert fiind colegul meu în acest proiect, să zic așa, mi-a pregătit un set de întrebări pentru acest sezon la care eu voi răspunde. În mare, cine este Taurul, cine este Iulian Văduva și așa mai departe. Astea fiind spuse, las pe Albert să mă bombardeze cu întrebări. Prima întrebare pentru tine, cine este Iulian Văduva? Da, băi, cine este Iulian Văduva? Cine este Iulian Văduva? Asta ar însemna să vorbesc aici în cameră, cred că ore întregi, dar o să încerc să o cosmetizez un pic, să vorbesc punctele cheie despre Iulian Văduva, da? Cine este Iulian Văduva? Iulian Văduva este un băiat simplu, modest, asta tind să cred despre mine, care, nu știu, la vârsta de 13-14 ani, începuse o carieră într-un sport de performanță, în rugby. Am urmat vreo 14-15 ani, da? Rugby de performanță în seria A. După care am ajuns cumva să filmez pentru prima oară la Prima TV într-o emisiune a lui Virgil Ianțu care se numea Calendarul Anului, da? Formatul era cumva, erau 4 sau 5 echipe, dacă mi-aduc bine aminte, erau echipe de fitness, echipe de fotbaliști, ruibiști, noi ruibiștii și fiecare lupta, să zic așa, într-un scop caritabil. Pentru fiecare, noi aveam un scopul nostru caritabil, erau un coleg de-al nostru, salut și pe această cale pe George Baltă, care din nefericire a suferit un accident la coloană și a rămas paralizat, iar noi am luptat pentru acest caz și am ajuns în finală și am câștigat. De acolo pot să zic că am simțit așa ceva foarte mișto. Lăsând la o parte că am câștigat pentru George și ne-am bucurat super, super mult, am simțit eu așa cumva chemarea asta pentru... Oricum eu sunt un cinefil, sunt și cu filmele, sunt și cu... Cumva de mic simțeam chemarea asta pentru cameră și pentru... Dar acolo... Cumva am simțit-o mult mai adânc așa și de acolo am început. După care s-a oprit această emisiune pe Calendarul Anului și la vreo 3-4 ani, tot de la Prima TV, am fost să dau un casting, dacă mi-aduc bine aminte, că asta se întâmplă acum vreo 7-8 ani. Am dat un casting, am luat, nu știu, din 100 sau vreo 200 de oameni, din ce ține minte. Și acum mi-aduc aminte că era câteva zile înainte de Paști. Și m-a sunat doamna Elena, vă salut doamna Elena, și mi-a spus că Iuliane ai primit rolul pentru Iubiri Secrete. În fine, și cam asta ar fi punctele cheie, nu știu, în viața mea, că dacă încep și despre Iubiri și încep de la început și vă povestesc despre Iubiri Secrete, cam să o scurtez așa. Cam asta e răspunsul la întrebarea pe care mi-a pus-o Albert. Întrebarea a doua. Cum ți-a venit ideea de a te apuca de YouTube? Da, băi, o întrebare foarte bună, cum mi-a venit ideea de a mă apuca de YouTube. Ideea de a mă apuca de YouTube a venit după ani de zile în care practic eu nu făceam nimic cumva cu viața mea. Asta s-a întâmplat, nu știu, 3 ani jumate, 4 ani, ceva de genul ăsta, în care, na, nu știu, ca orice om, probabil fiecare om a trecut prin greutăți și fiecare om la un moment dat a avut un declic de ăsta, ca să zic așa. Și mi-a propus un prieten, ca să zic așa, mai de mult. Eram la alți prieteni de-ai noștri, el venise cu o cameră, începuse să filmeze pe acolo niște lucruri și mi-a zis, bă, de ce nu faci ceva în sensul ăsta, că ai carisma, ai toată treaba asta, de ce nu te apuci de YouTube? Eu inițial aveam ceva în cap în perioada asta, voiam cumva să mă apuc de stand-up în zona asta, pe scenă, să fac glume, că eu sunt mai spontan așa, mai pe improvizație. Iar când mi-a zis băiatul ăsta, bă, de ce nu te apuci de treaba asta, zic, bă,
eu sunt și un tip credincios, zic, bă, Dumnezeu lucrează până oameni cumva, trimite mesaje până oameni și zic, bă, cred că asta e, cred că asta am să, asta am să și fac. În fine, a trecut ceva timp, nu știu, o săptămână, două, trei, mi se dusese cumva treaba asta, pe urmă iar mi-a revenit și cum stăteam eu așa în pat, la mine în sufragerie, da, că de acolo și ideea, ca să vă zic așa pe scurt care e treaba cu sufragerie și de unde și numele în sufragerie, la mine în casă, nu știu, ani de zile, nu știu, 10, 12, 13 ani, ne strângem cumva la mine, că acolo ne simțim bine, bani bucătărie, bani sufragerie, și da, cum stăteam eu așa în pat, mi-a venit ideea asta, poate ce n-aș putea să fac, cumva, să chem persoane publice de la noi în sufragerie să, nu știu, să pună o cameră, să vorbim inside-uri, să vorbim despre viața unei vedete. Cumva la o, nu știu, la o pahar de vin, la o ceva, adică ceva așa familiar, să zic. Întrebarea a treia. De unde numele Taurul Bulzai? Băi, Taurul Bulzai, păi n-a fost ideea mea, sincer, că nu pot să mint în treaba asta. Oricum, mă știți care mă știți, mă știți din film de Nebri Secrete că mi se spunea Taurul. Iar ca un upgrade a venit o prietenă bună de-a noastră, pe nume Roxana, cum în sufragerie acolo la noi, cum v-am spus, că se petreceau tot felul de activități, de stat la șpriț, de stat la o țigare fiecare seară, cumva după zile și zile, focul ăla, ați văzut, când ai un foc în tine și vrei să faci ceva, pe cine tobori? Pe prieteni, pe frați, pe... Și vă dați seama, am tobori pe toți, bă, uite ce vreau să fac, aș vrea să fac treaba asta în sufragerie, să se numească, să filmez, să aduc invitat, să cutare, să cutare. Și cum stăteam noi la țigare acolo pe sală, mă gândeam, bă, cum să numească canalul de YouTube, cum să numească Taurul, zic, bă, Taurul, mai vorbeam acolo cu prieteni, că eram mai mulți 5-6 inci, v-am spus și era și Roxana acolo, prietena noastră, și bă, Taurul e cam sec, au mai fost câteva variante, nu mai țin minte să vă spun exact, și ea a venit cu ideea, bă, pune-mă Taurul Bulzai, de ce nu pui Taurul Bulzai, direct la țintă, putare, cumva, și nici nu e chiar așa Taurul și atât, adică Taurul Bulzai mi se pare că avea o continuitate așa. Și zic, bă, cum cred în Dumnezeu, cum am spus și în întrebarea anterioară, bă, Dumnezeu comunică până oameni, trimite mesaje până oameni. Și zic, asta rămâne, mă, Taurul Bulzai, direct la țintă. A patra întrebare. Te rog. Pe ce criterii îți selectezi invitații? Băi, pe ce criterii îmi selectezi invitații? Nu am, nu știu să zic, un criteriu așa bine stat, bine... Trebuie să-mi placă foarte mult omul, nu știu, trebuie să-mi placă caracterul lui, trebuie să am o compatibilitate cumva cu el, nu știu, ați văzut că sunt oameni care, de exemplu, te întâlnești cu ei și stai 2-3 ore și zici că te știi de o grămadă timp și ți-e super, nu știu, în timp ți-e super mega prieten, sau sunt oameni care nu ți-a făcut nimic tot așa și nu poți să stai cu ei sau nu... Vă dați seama că... Mă uit pe YouTube, mai mă, bă, aș vrea și eu pe ăla, aș vrea pe ăla ca și invitat să filmez, să... Dar în principiu mă interesează, nu știu, cumva o poveste frumoasă a unui, nu știu, a unui sportiv, a unui cântăreț care a plecat de jos, a unui DJ, a unui... Nu contează, că de-aia în sufragerie, adică nu sunt nișat cumva, să zic, băi, sunt nișat pe treaba asta. Nu, în sufrageria noastră, da, vin... oameni cu povești frumoase despre viață, în primul rând, despre ei, cum au reușit să ajungă la nivelul în care sunt, la nivelul la care sunt, îmi cer scuze. X, cum a plecat, a cântat sau ce a făcut, ani de zile și într-un sfârșit, după atâția ani, ani de muncă, a ajuns să fie cine e. Și m-am gândit la ideea asta că toată lumea... vede la televizor vedetele care nu știu ce, dar poate n-a văzut nimeni un episod cum, ce și cum, cum a ajuns acolo, cum a realizat treaba aia în muncă și până asta. Și de-aia m-am și gândit, bă, a să facem o treabă de genul ăsta, să vadă lumea cine e X, cum a ajuns, cum s-a chinuit, până câte a trecut. Mi se pare mișto treaba asta și de-aia, deci v-am spus încă o dată, mă repet, nu am un criteriu, mă interesează în prima fază ca omul să fie om, adică n-aș putea acum să invit pe
nu știu, știți și voi că nu vreau să dau nume, nu vreau să intru în polemici și în alte discuții pe YouTube cu oameni și oameni. Fiecare ăla vrea să facă aia, ăla vrea să facă aia, am ales să fac asta, să am un content, zic eu, cât de cât de calitate. Cam asta e baza și cam asta e produsul în sufragerie. Deci oameni cu povești mișto despre viață, despre ei în primă fază, iar în a doua fază despre el ca și artist. Dacă aveți idei, vreți să, nu știu, să aducem pe cineva, sunt comenturi în număr, să zic așa, mare, că bă, vreau să vă aduci în sufragerie pe X. Dacă și pot. Asta cu iubiri secrete, am adus, da, am adus pe Daniel, l-am adus pe Cătălin, da, la Backpack Your Life, deci nu puteți să ziceți că n-am adus. Încercați să, nu știu, să nu spuneți pe cine vreți să aduc și dacă se poate și am cum îi voi aduce aici în sufragerie cu cel mai mare drag. Următoarea întrebare. Unde ți-ai dori să ajungi cu acest proiect? Unde mi-aș dori să ajung cu acest proiect? Vă dați seama că ca oricine, ca orice YouTuber, să zic așa, sau ca orice artist, dacă nu mă consider artist, zic de artiștii de la noi sau toată lumea, vrea să ajungă și tinde să ajungă cât mai sus. Dar pentru a tinde și ajunge cât mai sus, trebuie să muncești foarte mult, trebuie să fii perseverent în ceea ce faci, să te gândești, nu non-stop la treaba asta, dar în proporție de 80% să fii cumva conectat și să faci treaba de la episod la episod cât mai bine. În mare parte, vă dați seama că asta în sufragerie proiectul, chiar dacă pe viitor voi avea proiecte, 1, 2, 3, cât vrea Dumnezeu sau cum se va lega în viață, în sufragerie va rămâne pentru mine ca un copil. Nu știu, nu voi renunța niciodată la acest proiect pentru că în sufragerie mi-a dat startul și vreau să-l duc cât mai sus. Asta nu înseamnă că acum vor rămâne strict doar pe sufragerie și gândurile noastre și pe toată energia noastră se va îndrepta către în sufragerie. Nu! Va rămâne acolo și chiar dacă vom pleca în altă parte, el va rămâne pe hold. Deci chiar dacă vom pleca în altă parte, că cum de altfel am plecat cu băieții de la Strada Varius, care se lupă toți pe Sișu, pe Cărbune, pe toată lumea, nu pot să-i număr pe toți, într-un cuvânt, Strada Varius e familie și salut. Ne-am prietenit cu ei, sunt niște tipi foarte ok și noi suntem, noi vom fi partea din spate. Ei au un proiect, Strada Varius by Herb Shop se numește, vor veni toți artiștii, toți cântăreții de la Strada Varius și vor da acolo două, trei melodii. Iar noi, da, Taurul Bullseye, vom fi making of-ul la tot ceea ce se întâmplă în spatele camerelor, cum ar veni. Toată munca de acolo, noi o vom filma și vom surprinde orice moment artistic de acolo. Am văzut în comentarii că toată lumea întreabă de iubiri secrete. Poți să clarifici situația cu iubiri secrete? Pot să clarific, da. Eu am mai avut discuții cu ei, am mai făcut sesiune de live-uri în care am explicat ce și cum, că iubiri secrete a fost un proiect de 4-5 ani. La un moment dat, ca orice proiect, la un moment dat el se va sfârși, nu? Că e orice serial, orice film, orice nu știu ce vreți voi, orice emisiune, la un moment dat se va sfârși. Că a fost cumva, cândva, niște speculații, niște idei că s-ar mai continua, asta au fost așa, niște zvonuri și, nu știu, probabil au ajuns la urechile voastre și majoritatea ați crezut că va reîncepe. Asta vreau să vă spun și să rămânim odată pentru totdeauna treaba asta cu iubiri secrete. Au trecut aproape 6 ani de atunci. Dacă va fi ceva, dacă se va reîncepe cumva într-o altă formă, eu cât și colegii mei din iubiri secrete, da, o să vă ținem la curent, vă dați seama, o să facem un live, o să anunțăm pe YouTube, îmi cer scuze, pe platformele de socializare, pe Instagram, pe Facebook, că va reîncepe, vă dați seama că o să reîncepem iubiri secrete și nu o să știe nimeni nimic, o să dăm drumul așa în secret. Asta încerc să vă spun. Deci dacă va fi ceva, vă vom anunța pe platformele de socializare dacă se va relua vreodată proiectul iubiri secrete.
că a fost la un moment dat Cătălin Backpack Your Life a spus că ar vrea să facă, să reînceapă cumva un proiect, să reînceapă cumva Iubiri Secrete, să resusciteze cumva acest serial, să-i dea în boltul de a face ceva cu o parte din actorii din Iubiri Secrete, cu toată lumea. După care, știți și voi, că a intervenit virusul ăsta, COVID-ul, care a stricat treaba multora. La toată lumea a stricat orice fel de activitate. Da, și cam asta despre Iubiri Secrete. Deci dacă va fi ceva pe viitor sau se va întâmpla ceva, vă vom ține la curent, vă dați seama. Dar până atunci, nimic, adică nu va fi nimic. Cum ți se pare trecerea de la TV la YouTube? Băi, cum mi se pare trecerea de la TV la YouTube? Uite, hai să vă dau că, na, ăsta e cel mai mare exemplu al meu, tot în Iubiri Secrete, unde acolo am filmat, nu știu, 4 ani, jumate, 5 ani. Da, acolo, nu știu, eu cumva veneam, primeam pe mail ceea ce am de făcut, textul, îmi învățam textul, veneam la cadru, mi se spunea ce trebuie să fac, bă, stai aici, îți dai replica asta, faci asta și faci asta și cam atâta. Pot să spun că e un pic mai greu, că dacă îți place și vrei să faci ceva, nu o să simți greu ăla nasol. Dar da, pot să spun că e mai greu, pentru că eu mă ocup de toată treaba asta și vă dați seama, când m-am apucat de YouTube și când am început proiectul în sufragerie, habar n-aveam cu ce să mănâncă, bă, cu cameră. Mulți ziceau, bă, începești tu cu telefonul, mai bine să am și eu o cameră, să fiu cât de cât un pic profi, să am și eu un sunet mai bun. La început aveam un sunet, vai de mama lui, lumini n-aveam în primul episod, nici n-am avut lumină, am dat drumul la luminile din cameră și am filmat așa, adică cu cât înainte și cu cât filmezi, îți dai seama că te lovești de unele chestii, bacă n-ai aia. Țin minte că în primul sezon filmasem un episod, nu mai țin minte exact cu cine, dar știu că după ce filmasem tot, când l-am băgat la editat cu Albert, ne-am uitat și am văzut, mamă, nici lumină, și lumina proastă, și sunetul, și s-a chinuit băiatul ăsta, nu știu, ore între 5-6 ore să scoate sunetul ăla, era un broiaș cumva, nu puteam să-l scoate, zic, mamă, trebuie sunat înapoi băiatul, să-l chemăm, să filmăm iar, și tot așa, adică am întâmpinat tot felul de problemioare de astea, da? Și sunt conștient că în timp vom întâmpina tot felul de probleme de genul ăsta sau poate altele. Dar ca răspuns final, așa, da, este mai greu, pentru că tu trebuie să te ocupi de tot, adică nu mai fii ca la... N-ai o echipă în spate de 5-6 inși care se ocupă, bă, sunt 3 cameramani, a venit băiatul cu lumine, a pus luminile, a venit ăla cu aia, a venit aia cu aia și doar hai, vino la taure, vino la cadru, ca exemplu. Ai venit, ți-ai dat replica sau ce ai avut de dată, 6-7 duble și ai plecat acasă. Tu trebuie să pui cadru, trebuie să pui camera, trebuie să pui luminile, să le aranjezi, să găsești cadru bun. Doar e un plus și ne prinde bine toată treaba asta. Următoarea întrebare, la ce să ne așteptăm la sezonul 2? La ce se va aștepta la sezonul 2? Mai mult suspans, mai mult thriller, totul va fi o dramă. Păi nu știu la ce se va aștepta la sezonul 2. Pentru mine, ce am filmat până acum a fost super șmecher, să zic, am avut super invitați, abia aștept să-i vedeți și să vedeți povestirile lor. Hai să o iau așa, sistematic, să vă așteptați la o locație super șmecheră, la Barber Shop, aici la Don Barber, pe această care îl salut pe Laur și mulțumesc pentru primirea noua noastră sufragerie. Noua noastră sufragerie va veni în sufrageriile voastre. Îi mulțumim lui Don Laur, da, că am schimbat sufrageria, da, aici va avea activitate. V-am spus, artiști mișto pentru mine și cred că și pentru voi, povestiri foarte frumoase, v-am zis, locații nouă, alt decor,
alte imagine, alt logo. Da, deci adică venim cu forțe proaspete în sezonul 2. Deci venim așa în sezonul 2. Venim cu logo nou, venim cu locație nouă, venim cu artiști șmecheri și cu povestiri super șmecheri. Sper să vă placă acest sezon 2. Am terminat și cu întrebările, gata cu întrebările? Gata. Am terminat și cu întrebările și ca ieșire așa, ca outro, să zic, țin foarte mult să vă mulțumesc și uite că mă uit în ochii voștri, da. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați abonat la canalul Tauro Bullseye, că a susținut această treabă, că încă credeți în ceea ce noi facem. Sper să nu vă dezamăgim. O să crește din ce în ce mai mult, o să vedeți și vă promit treaba asta. Sunt cu sufletul în acest proiect. Vă mulțumesc pentru like-uri, vă mulțumesc pentru tot, sper ca sezonul 2 să vă placă. Abonați-vă la Tauro Bullseye pe YouTube, da? Pe Instagram tauro.bullseye și ne revedem cu mai multe surprize în fiecare duminică, după cum bine știți, da, din primul sezon, duminică la ora 8, de pe 1 noiembrie va avea premierea primului episod, după care, după cum știți, în fiecare duminică la ora 8 în sufragerie va veni în sufrageriile voastre. Ce să zic, asta am fost eu. Mă bucur că încă o dată, că eu tot mă bucur și mulțumesc așa în continuu, fără să-mi dau seama. Și dacă mai mă repet în video, să încerc scuze că poate o să spuneți, doamne, bă, dacă se repete asta, poate, na, nu-mi dau seama, din entuziasm, poate mă repet. S-o scurtez, țineți aproape acolo, da, pe YouTube, tauro.bullseye, Instagramul la fel, ne revedem și vă îmbrățișez pe toți până la episodul următor. Vă pup pe toți, Tauro, lift the building, I'm out!